În timpul celui de-al doilea război mondial, după cum bine știți, regimul nazist a încercat la un moment dat să anihileze cam singura putere care îi mai stătea înainte, în față. Franța deja capitulase și avea un guvern, dacă vreți, sub o formă de exil, guvernul de la Vichy, a Manuvii Predoarie de Istorie. Dar, mă rog, singura uh, putere care încă în Europa mai rezista în fața regimului tăvălugului nazist era Anglia, Marea Britanie. Și la un moment dat, uh, dragii mei, acești, uh, acest regim nazist și-a propus să terorizeze populația Londrei, să-i descurajeze și prin asta să-i facă să ceară pace și să capituleze, mai bine zis. După un astfel de bombardament intens în anul 1940, în vara anului 1940, timp de aproape o lună de zile. După ce o zonă intens bombardată din Londra a fost lovită puternic, a doua zi, regele George al vi la Langrei, pe vremea aceea era rege și nu regină, acum din nou avem rege, a ieșit să se plimbe printr-o astfel de zonă greu lovită de către bombardamentele naziste. S-a dus pentru că a vrut cumva să încurajeze poporul, să dea un exemplu, deși cam toți consilierii lui de securitate l-au sfătuit să stea în buncăr pentru că or, un atac era previzibil în orice moment. Dar regele George al vi s-a dus pe străzile de ale Londrei să încurajeze poporul. Bineînțeles, când s-a aflat că regele vine pe străzile unui cartier din Londra, mii de oameni au înăvălit. Mii de oameni au venit să-l întâmpine pe rege, mii de oameni au venit să exclame, mii de oameni au venit să-i facă cu mâna, mii de oameni au venit să salute. Printre ei se spune că s-a tare de tot la pe strada aceea pe care urma să vină regele s-a înghisuit tare de tot un băiețel de vreo 11-12 ani vrea și el să-l vadă pe rege și să-l salute pe rege a dat cu coatele și el cât tot putut alții îl împingeau, du-te mă de acolo că vreau să văd eu știți, era un duel acolo al forțelor dar cumva au reușit și el să se strecoare printre doi oameni și a ajuns undeva pe, pe, pe alea cea principală pe unde trecea regele imaginați-vă, mii de oameni îl salutau pe rege printre ei și băiețelul ăsta de 12 ani. Și la un moment dat, când s-a intersectat în dreptul lui cu regele, lui s-a că regele se uită la el. Și la un moment dat a zis, mai statea voastră, mai statea voastră, aici sunt. Și regele a trecut. După câteva momente de derută, de dezamăgire, ăsta s-a dus în spate și a început să plângă. Și acum un bătrânel l-a văzut și a zis, bă, dar, bă, bă de ce cu tine? De ce ești așa supărat? Ce ai pățit? Bă, tocmai l-ai văzut pe rege. Ce te amărăști? Și a zis, ascultă aici, domnule, zice, a, și care e problema? Zice, eu l-am văzut pe rege, dar regele nu m-a văzut pe mine. Și a zis, eu l-am strigat, dar nu m-a auzit. Poate că imaginea asta e una desprinsă dintr-o realitate istorică. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, că mi se pare că imaginea aceasta este desprinsă și din o realitate spirituală. Dumnezeul nostru este Regele, este Regele Regilor, Domn al Domnilor, binecuvântat fie numele lui. Amen. Și vreau să vă spun că Dumnezeul nostru, dragii mei, nu vine în vizită așa dată și câteodată. Dumnezeul nostru este prezent aici, noi credem asta. Amen. Și oamenii vin în prezența Regelui. Dar de foarte multe ori, dragii mei, foarte mulți oameni care vin să-L experimenteze pe Dumnezeu, vin cumva în prezența Domnului și vor să-L audă, să-L să să perceapă pe Dumnezeu, pleacă dezamăgiți. Sunt foarte mulți oameni, dacă poate nu o să verbalizeze dezamăgirea asta, dar sunt unii care vin la biserică și în mintea lor când pleacă o zi, bă, mm, un program și atât. De regulă problema e la predicator, problema e la cântăreț, problema e la alții, niciodată nu e la ei. Dar vedeți, dumneavoastră, există oameni care se confruntă cu astfel de percepție, și anume că nu-L aud pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu-I vede, că Dumnezeu nu le aude strigătele. Uh, Sunt oameni, dragii mei, care parcă strigă și nu li se răspunde, oameni care bat și parcă nu li se deschide, cum spune versetul ăla. Sunt oameni, dragii mei, care cer și nu primesc. Vedeți, dumneavoastră, uh, asta este o percepție pe care foarte mulți oameni au ajuns să o aibă și aceasta era percepția poporului evreu în perioada profetului Isaia. Aveau cumva impresia că strigă și -o Dumnezeu nu-i aude. Uh, am citit undeva despre o scenă frumoasă, superbă, sugestivă și în imaginea asta pe care vreau să o încadrez. Petrecută undeva în Ierusalim, la zidul plângerii. Dumneavoastră, dacă ați fost acolo sau ați văzut, la zidul plângerii, există o categorie de evrei numiți ultraortodoxi. Ăștia sunt foarte zeloși. Când am fost acolo, mi-aduc aminte că uh, plângeau foarte tare. Uh, aveau filacterile acelea puse și pe frunte și pe mână, niște cărți din care cântă, dau cu capul de zidul plângerii, plâng, se vait acolo. Nu mi impresia, wow! Ei, acum au venit un turist american, ăștia sunt curioși. Și uite un turist american și l-a văzut un din ăsta, un lider religios din ăsta care se tot înclina acolo, făcea plecăciune și plângea și dădea cu pumnul în zi și în piept. Și acum americanul s-a apropiat de el și a zis, zice, nu vă supărați. Da, zice asta zi. De deci ce nu vă supra, Ce faceți aici? Cum adică mă ce fac? Mă rog. ah, asta e rugăciune. ta da, e rugăciune. Dar zice, ce e rugăciunea? Rugăciunea e vorbești cu Dumnezeu. Wow! Deci dumneavoastră acum vorbiți cu Dumnezeu. Da, zice, eu acum vorbesc cu Dumnezeu. Și-a zis americanul, și cum ai Bă, zice, e ca și cum ai vorbit cu pereții. Eu vorbesc și nu nimic. El au fost sincer măcar, știți? Există unii oameni care vin la biserică, ascultați-mă, zic că vin în prezența Domnului și exact dacă sonești, percepția asta o. Parcă ar vorbi cu pereți. Alții le vorbesc că Dumnezeu vorbește și ei parcă n aud. Asta e frustrarea poporului evreu din vremea lui Isaia. noi strigăm, noi postim, noi facem atâtea și Dumnezeu n-aude. Dragii mei, vreau în această zi însă să vedem, pentru că oamenii ăștia fac parte dintr-o categorie spirituală din care n-aș vrea să facem parte nici noi. Vreau să vorbesc în această zi despre o categorie de oameni pe care Dumnezeu nu-i ascultă. Pentru că dacă vă uitați cu atenție, spune cuvântul lui Dumnezeu că strigătul acestor oameni ajunge sus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-i ascultă. Și vreau să vedem în această zi, dragii mei, această categorie de oameni regăsită, profilată bine de toți, zugrăvită în Isaia, capitolul 58, despre oamenii pe care Dumnezeu nu ascultă. Dragii mei, de ce nu-i ascultă Dumnezeu? Vreau să ne uităm la patru răspunsuri pe care le găsesc în textul acesta biblic. Prima din ele, o, o prima, un prim motiv, dragii mei, știți de ce? Pentru că acești oameni au probleme în ceea ce privește trăirea lor. Dumnezeu nu-i poate asculta, nu că nu are capacitatea să-i audă. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, nimic nu i-a spus de el. Dumnezeu este omniscient, este omniprezent, este omnipotent, poate să audă totul, să facă totul, dar ascultă-mă ce spun. Există o categorie de oameni pe care Dumnezeu pur și simplu nu-i poate asculta. Nu le poate asculta rugăciunile, nu le poate primi cererile și, dragii mei, la mijloc e o problemă de trăire. Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, vă rog să vă uitați, au o problemă cu trăirea lor. Și știți care e marea lor problemă? Ipocrizia. Oamenii aceștia trăiesc într-o formă de ipocrizie cruntă. Vă rog să. să, să haideți să recitim Cuvântul Domnului. Zice Biblia, strigă, îi zice Dumnezeu cui? Profetul lui Isaia, care este vocea lui Dumnezeu în generația aceea. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu ce? Nelegiuirile Lui. Poporul acesta trăiește în neorânduială, în nelegiuiri. Dar mai mult de atât, fiți atenți, în timp ce oamenii ăștia trăiesc în nelegiuire, adică în păcat, zice cuvântul Domnului contrastul și uitați-vă dacă vreți ceea ce dă ipocrizia lor, e versetul 2, zice Biblia, și ce interesant, spune Dumnezeu, în toate zilele, ce fac? În toate zilele mă întreabă și vor să afle ce? Căile mele. Bă, interesați de Domnul, asta e foarte interesant. În, dar nu într-o zi, în toate zilele îți cu telefonul la proroc. Toată ziua vor să afle căile Domnului, toată ziua vor să afle tane, toată ziua vor să vadă cum e cu sfârșitul lumii. Îți foarte curios să vadă din Apocalipsă, Îți foarte curios să meargă la ultima conferință escatologică, îs foarte preocupat, zice Biblia, că în fiecare zi ăștia îl întreabă pe Domnul și zice, zice Dumnezeu, zice, vor să afle ce? Vor să afle căile mele. Ei zice, bă, ce preocupări bune oameni? oamenii ăștia, spocăizmă. Dar au zis, în tot acest timp, zice Dumnezeu, zice, și n-ar fi ca, și, ce ca un neam care ce ar fi înfăptuit ce? Neprihănirea. Ei se cred neprihăniți și îl întreabă pe Domnul toată ziua. Dar în același timp, zice Dumnezeu, și ce spune Dumnezeu? Ei ce au făcut? Au părăsit legea lui Dumnezeu. În cer hotărâri drepte, ce doresc să se apropie de mine. Dar ei trăiesc în neregiuire. Oamenii ăștia au o problemă de trăire, dragii mei, și știți care e problema? Că nu știu o văd. Ăștia se crește sfinți, dar zdita mai fățarnici și și păcători, spune Dumnezeu. Trăiesc într-o ipocrizie teribilă. Vreau să vă spun ceva. După atâta vreme, de pe vremea profetului Isaia și pe vremea noastră, dragii mei, există foarte mulți oameni care populează mediul bisericesc, care, ascultă-mă, din exterior, dacă ar fi după reclamă, îi zice, bă, așa cei mai tari. Mă, toată ziua cu Domnul, toată ziua să afle voia Domnului, toată ziua întreabă din Biblie, dar în același timp, în mod paradoxal, oamenii ăștia trăiesc în nelegiuire. Lucrurile cele mai importante și elementare, dacă vreți, legate de Dumnezeu și de poruncile le ignoră în totalitate. Dar sunt curioși, domnule. Oamenii ăștia nu se uită la comportamentul lor, dar sunt foarte curioși. Cunoașteți? Există și astăzi? Zic că da. Îți genul ăla de oameni, ascultați-mă, care tot ziua să întrebe pe Domnul. Frate, eu nu ies din casă să nu întreb pe Domnul. Eu trebuie să sun la un proroc. Eu trebuie să, eu trebuie să văd ce îmi spune. Eu, d -d dacă n-au un vis de la, Trebuie să aibă vis. tot ziua trebuie să le vorbească. Ce să-ți vorbească Domnul dacă tu trebuie să te pocăiești? Ce vrei să-ți mai vorbească Domnul dacă tu ai probleme cu lene și abia te trezești din pat? Ce să-ți vorbească Domnul? Ce să-ți vorbească Domnul dacă tu fentezi și minți și înșeli? Ce să-ți vorbească Domnul? Ce descoperiri vrei să ai când Dumnezeu spune, uite, tu ignori lucrurile elementare, tu nu faci lucrurile ca eu ți le cer, tu mă ignori cu totalitate. Și toți oamenii ăștia, știți care e paradoxul? Vor ca Dumnezeu să le vorbească. Și ascultă-mă, dacă vin în biserică și nu le vorbește Domnul, și mai vin și la seara de rugăciune și câte un proroc și nu le vorbește Domnul, atâta umblă până când să spună că le vorbește ceva. Nu știu ce le vorbește, cam știu, dar în fine nu vreau să mă pronunț. Ce să-ți vorbească Dumnezeu? Dacă tu ai probleme de neserozitate, de imoralitate, ce să-ți vorbească Dumnezeu? Îți vorbește aici, pocăiește-te. Oamenii pe care Dumnezeu nu ascultă. Și de ce nu ascultă? Pentru că au o problemă, uitați-vă în ceea ce privește trăirea lor. Trăiesc în ignoranță, spune Dumnezeu în Isaia capitolul ce strigă în gura mare, Ieremia, strigă în gura mare. Și ascultați-mă, Ieremia în generația lui I o strigat în gura mare toată ziua. Știți care e problema? Dacă vei citi cartea profetului Isaia și dacă vei și pe Ezechiel și pe Ieremia, nimeni nu ascultă aproape. Dumnezeu strigă și oamenii sunt surzi. Nu vor să audă glasul lui Dumnezeu. Au o mare problemă, dragii mei, în ceea ce privește trăirea lor. De ce nu, de ce nu -i ascultă Dumnezeu? Pentru că, ascultați-mă, trăiesc în ipocrizie. E o problemă de trăire. Deci, oameni buni, înainte de curiozități, înainte de speculații, înainte să-ți vorbească Domnul nu știu cum, prin vis, prin nu știu ce, ce spune Dumnezeu? Cinsește pe tatăl tău și pe mama ta, nu fura, nu minți, nu înșela, nu curvi, respectă ziua Domnului, astea sunt lucrurile elementare, Dacă vrei revelație din partea lui Dumnezeu și, și creștere spirituală, ne vrea să sărim peste cele 10 porunci, să mergem la cele 10 curiozități escatologice sau mai știu de ce natură. N-am spus niciodată că am auzit că cu ani de zile în urmă, bun, a long time ago, da? Nu știm unde, nu știm când. E mai bine. Ajută pentru ce vă spun. Se spune că un tânăr student o termina facultatea de teologie. Și când o termina facultatea de teologie, a fost repartizat de către comunitate într-o biserică. Eu zis, bă, nu-l putem băga direct la o biserică mare. Ăsta trebuie să margă să se învețe pe una mai mică. Și ei pe el și el pe ei. Adică să-și foiască unii pe un fel de șmirghe reciproc. Bun. Și l-au trimis, se spune, în România, l-au trimis într-un sat de undeva dintr-o zonă montană, zonă de munte. Ăsta au venit și au luat o casă în chirie, era nou, l-au prezentat, a venit președintele comunitate, venit, fraților, a tot cerut păstor, domnul vă ascultă rugăciunile, uitați, vă termina teologia, e pregătit, acei. Aleluia, toată biserica, l-a îmbrățișat, bine ai venit, ne bucurăm, Domnul ne-a ascultat rugăciunile, perfect. Acum, bucuros, nici nu s au instalat bine, s au dus să-și cunoască turma, să-și vadă venoria și, mă rog. Și s au întâlnit printre altele și o să bă, fac și evangelizare. s au dus și s au prezentat la toți spânsat. Sunt nou pastor, vă invit la biserică. du ți de ce vă zi treabă, zis. Ceilalți. La un moment dat s au întâlnit cu, nu-i nu greu de uh, distins și de recunoscut, uh, s întâlnit cu pădurarul din zona. Sunt de munte, lemne. Sunt a cu ăsta. Dumnezeu să binecuvânteze Doamne ajută! Zice, eu sunt pastorul, sunt nou pastor la bisericii, mă rog, pentecostal, baptism și-a fost, uh, și zice, vreau să vin vi la biserică. Du-te, mă, vezi de treabă. Sunteți pastorul ăștia? Zice, da. Doamne, zice, Dumnezeu să vă ajute, părinte, pastor, ce să fie? Da, zice, vreau să vă spun, oamenii tăi au mari probleme. Ai mei? Ferească, Dumnezeu, zice, bă, zice, ce mai mare hoț? Ce -s? Domne, ăștia fură lemne de rup. Doamne, nu vorbesc. Dus și s-a dus păstorul și s-a gândit să înceapă prima lui predică. Ce să predică? Prima predică, pastor instalat. Au zis, gata, știu ce predic. S-a dus în fața bisericii, nu fura. Bă, oameni buni. O predica să 50 și ceva de minute. Nu mă Toată biserica, aleluia, vorbește, Doamne. Bucuros. Mai că a făcut și chemare. S-a terminat predica, au zis, bă, n-are cum, uite ce... Că dar nu străgau ăștia mine dacă aveau probleme. Toată lumea, aleluia! Sunt unii cu... Că acum deja erau cunoscuți. Sunt întâlni cu... Înapoi cu pădăra. Doamne, pădăra, de deci ce nu te supăra? Doamne, nu mai vorbi... Oamenii mei nu-s din ăștia. Doamne, ascultă-mă ăștia fură lemne de rup. M-a lupă seara pe gânduri. S-a dus înapoi la predica a doua, Duminică, o predica din nou și a zis nu furați lemne, titul predici. Păi, oameni buni. Niciun amin. Niciun amin în biserică. După predică, a venit el Comitetul 1-2 din jur de frate. Cred că ar fi bine totuși să scoți altă biserică. Înțelegeți? La general să ne vorbească Domnul, aleluia, dar când e o chestie specifică, până aici. Oameni buni, Dumnezeu, ascultați-mă. Dumnezeu nu ne ascultă, nu că nu vrea, Dumnezeu nu ne ascultă și de ce. Nu ne ascultă pentru că sunt probleme legate de trăirea noastră. Un al doilea, o, o, a doua cauză, știți care este? Și mă uit în Isaia capitolul 58 și văd că e o problemă foarte serioasă aici. Dumnezeu mai apoi, dragii mei, există o categorie de oameni pe care Dumnezeu nu poate asculta, știți de ce? Pentru că au probleme în ceea ce privește teologia lor. Nu, ce, e riscul să vă pierd, iertați-mă. Deci există o problemă la unii de trăire și asta îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte. A doua problemă pe care o putem găsi e o chestie de teologie. Adică ascultă-mă ce spun, s-ar putea ca să ai o teologie greșită și când ai o teologie greșită, evident și comportamentul tău va fi influențat de ceea ce crezi. Acum, de unde îmi deduc, dragii mei, faptul că oamenii ăștia au o problemă de teologie? Nu numai că o trăire greșită, dar uitați-vă, au și o teologie, au probleme în ceea ce privește teologia lor. Pentru că vă rog să vă uitați la modul în care se raportează ei la Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la cum se raportează ei la Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Versetul 3. Mai noi am postit. Noi ne-am rugat. Dar zice, la ce rost are să mai postim dacă tu nu ne asculți? La ce rost are să ne mai chinuim sufletul și să ținem două, trei zile de jerfă și de post, cum le numim noi, dacă Dumnezeu nu ne răspunde cum vrem noi? Și care e marea problema acestor oameni? Oamenii aceștia nu mai au reverență față de Dumnezeu și asta e o problemă de teologie. Lipsa de reverență față de Dumnezeu, ascultă-mă ce spun, e una dintre cele mai grave forme, ascultă-mă, de erezie și mai ales contemporană. Lipsa de reverență față de Dumnezeu. Oamenii aceștia ce fac? Oamenii aceștia comentează cu Dumnezeu. Oamenii aceștia mai că-i bat obrazul lui Dumnezeu și spune dar la ce rol stare să mai postim? După ce să mai vin la biserică? Pentru ce să mă mai rog? Pentru păi Dumnezeu nu mă ascultă. Doamne, uite, m-am am postit, m-am rugat și n-ai făcut nimic și nu mai ai răspund la rugăciune. Știi ceva? Eu nu mai țin post. Oamenii aceștia, ascultați-mă, au o mare problemă legată de reverența față de, față de Dumnezeu. Și o problemă teologică. Când îți permiți să te raportezi la Dumnezeu cum vrei tu. Dar cine ești tu, spune Biblia, cine e vasul să zică olarului, dar știi de ce faci așa? Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, am ajuns să ne permitem prea multe în raport cu Dumnezeu. Și credem că Dumnezeu ne putem permite să ne tragem de șireturi, iertați-mă, spre cu Dumnezeu. E o lipsă de reverență. E o lipsă cruntă de reverență cu atât mai mult vreau să subliniez și o văd în generația noastră față de Dumnezeu. Și te întreb de ce nu te ascultă Dumnezeu? Oamenii ăștia zice Dumnezeu, dar doamne, dar, dar ce rost are să mai postim? Noi nu mai postim, că tu oricum nu ne asculți. Uitați-vă uitați ce comportament au față de Dumnezeu. Spune la un moment dat, dragii mei, și, și îmi dau seama de unde vine tensiunea aceasta, pentru că e un om al lui Dumnezeu pe nume Timothy Keller care a zis așa, și a avut mare dreptate, a zis așa, dacă îți construiești viața, ascultă-mă aici, vii la biserică, te pocăiești. Și ai zis că dacă te pocăiești, Dumnezeu te va binecuvânta. Îți de acord cu tine, dar în trei nu în tăi. Și au zis că dacă te pocăiești, o să te însori cu o fată pocăită. O să vorbească tot ziua numai în limbi și în alte limbi după aia. Și ai zis că dacă te pocăiești, nu o să te mai îmbolnăvești, unii promis. Ba mai auzit că nici pe bujie nu o să mai stea mașina, o să pornească din prima dacă te pocăiești. Și ascultă-mă, vii la biserică, ești dezamăgit în lume și vii cu mare așteptare aici biserică. Și vrei ca viața ta să fie, știi cum? Poezie. Și vii și nu se întâmplă. Și în momentul în care nu ți se confirmă așteptările tale, atenție, nu că ți-o ți porunci Dumnezeu asta, nu că ți-o promis Dumnezeu neapărat asta, dar asta vei să iei tu de la Dumnezeu. Spunea Timotei Keller, vreau să vă spun, citez, dacă îți construiești viața pe anumite ținte, dorințe, de exemplu, voi fi fericit dacă voi avea o familie și, Doamne, mă rog să am o familie. Doamne, voi fi fericit dacă o să am job cu tare? Voi fi fericit dacă o să reușesc să cumpăr locuința? Voi fi fericit dacă o să am sănătate? Și noi, ascultați-mă, ne construim relația cu Dumnezeu pe ce? Pe anumite ținte. Și noi vrem ca Dumnezeu să ne le ofere. Și spune așa, și dacă viața, respectiv Dumnezeu, nu ți le oferă, vei ajunge să te superi și să te mâni pe Dumnezeu m-a dezamăgit Dumnezeu, Dumnezeu. De la euforie la resemnare. Ăștia sunt oamenii ăștia descriși de către cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, aici, în Isaia, capitolul 58. O posti și trei zile, s-o bătut cu pumnul în piept și a zis, acum Domnul ne ascultă, ne face drumul de dreptate. și au pierdut procesul. Și pentru că o pierdut procesul și pentru că nu primit ce o primit ce-o vrut ei, au zis, nu are rost să mai postim. Și de ce? Pentru că oamenii aceștia, ascultați-mă, au o problemă de teologie, modul în care se raportează la Dumnezeu. Dar știți unde mai e o problemă la ei teologică? Nu numai cum se raportează la persoana lui Dumnezeu, că nu e reverență, ci și modul în care se raportează la poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu. Da, dragii mei, Dumnezeu ne poruncește și ne îndeamnă și ne sfătuiește să postim, să ținem ziua de odihnă, Asta sunt pe care Dumnezeu le poruncă. Asta lucru pe care Dumnezeu nu să le facem. Dar vreau să votați ce au făcut ăștia, pentru că cu predilecție reiese aici, dragii mei, este pus în evidență problema lor cu postul. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți atenți cum se raportează oamenii aceștia la post. Și vreau să spun că au o problemă teologică. Pentru că există oameni care postesc, dar ascultați-mă, nu postesc cum cere ziua, cu cum cere Domnul. Deci iată postul plăcut cui? Mie. Nu ție. Că noi am ajuns, dragii mei, să postim cum ne place nouă, nu cum îi place lui Dumnezeu. Și atunci nu te aștepta la rezultate. Dar vreau să vă spun câteva lucruri pe care le-am observat legat de post. Dragii mei, știți care e problema cu oamenii ăștia? Zice Dumnezeu, ascultați-mă, zice Dumnezeu. Și care e mai voastră problemă? Teologică. Voi în ziua postului vă închideți gura. Până așa să nu beau cafea și nu mănânc. Tremur tot de la patru. Îți cu cronometru, countdown. 5, 4, 3, de 1. Pf, Mesopotamia. Nu vine la cu delivery mai repede. Deci Dumnezeu, știți care e problema voastră? Voi în ziua apostolului ce faceți? Închideți gura, dar nu deschideți mâna. Ce zice Dumnezeu? păi asta vreau să te chinui. Asta vreau să fii leșinat toată ziua. Să spui că tu nu poți să te rogi când postești? Să spui că nu poți să mergi la locul că postești? Să poți să spui că nu vii la biserică, că tu ești în zi de post și că abia umbli trei metri, că ești leșinat și că ai target să ții nu știu până la o ce oră. Știți care e problema? Zice deci Dumnezeu, fiți atenți, zice, deci, oamenii așa și-au închis gura, dă și-au deschis mâna. Vrei post? Cum îi place lui Dumnezeu? Și spune Dumnezeu, închideți gura, deschideți mâna. Spune aici Dumnezeu, fiți atenți, ce să faci? Iată postul plăcut mie, versetul 6, ce fă? Dez? Dezleagă. Lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, ce fă? întinde mâna și lucrează. Ce mai fă? Dă drumul celor asupriți, rupe orice jug. Ce fă? Îmi parteți ce? Pâinea. Ce să mai faci? Deschide ușa și a l pe la sărac la tine acasă. Degeaba ți-a închis gura și te închis în bloc. Și o să zice jertfă, frate, să nu mă sunați astăzi. Dar ușa ta e închisă. O să spun ceva. Ce am observat? Când nu e nicio diferență între ramadamul musulmanilor și postul pocuiților câteodată. A unor pocuiți. Știți cum era? I am prins ramadamul până Germania și până Franța, recent. Oameni buni, toată ziua nu-i vezi. Leșinați pe acolo, stau, să ascund. Se vedeți după 8 seara. Zici că ești în Siria, nu în Berlin miel în stradă, ceaune, până dimineața. Adică, eu sunt unii care așa văd postul. Domne, până la pus sorului și după aia să vezi, răsăritul stomacului. Tot ziua e frigiderul închis până la șapte, după aia să vedeți. Trebuie chemat instalatorul să repare bușa de la frigider, la cât ai tras de ea. Ce post e ăla? Ce Dumnezeu, ăsta e post? Serios, ăsta e post? Mai mult de atât, dragii mei, vreau să vă mai spun un lucru ca aici, care Dumnezeu se sezează, care nu e teologic, e o problemă teologică legată de post. Zice, îs unii care, zice Dumnezeu, postul e o chestie privată. Nu e o chestie de public, să te, să te, să te, vadă alții. Matei, pune, te rog, ajută-mă, capitolul 6 cu versetul 16. Uitați-vă ce spune Dumnezeu. Mă, ce, postul la plăcut Dumnezeu? Spune Dumnezeu acolo în Matei, capitolul 6 cu versetul 16. Când postiți? Ce o să faceți? Am mai zis-o în biserică scrieți pe Facebook anunț. Info, info, pentru toți prietenii mei, până la ora șapte sunt zis de post, să nu mă deranjați, după aia ne vedem la Mac, acolo nu fără. Nu. Când postiți, ce, ce fac unii? Pacea Domnului. Și dai mâna cu ei așa, de mâna. Păi, de ce cu tine și Nu sunt zi de jertfă, frate. Trebuie să știe toți că tu postești. Și ce spune Dumnezeu? Când postești, nu e ok să te vadă oameni. Din potrivă. E singurul loc în care Dumnezeu zice că trebuie să fie actor bun. Știi cum să fii în ziua apostolului, zice Dumnezeu? Să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care ce fac? Îi slușesc, asta făceau ăștia, îi slușesc fețele, ăștia erau cu sacul după ei, cu cenușă, să-i vadă toți că îi postesc. E o chestie publică să se arate, oamenii îi postesc. Dar au zice, ce spune? Zice Dumnezeu, ei postesc, ce să facă? Să se arate cui? Oamenii o să-și facă publicitate. Adevărat vă spun, zice Biblia, că nu primesc și nu ascult. Mai departe, versetul 17 ce spune, ci tu când postești, este unii care când postești, nu se spală pe din, nu se nu dau cu deodorant, nu, nu se știe că... Ce spune Dumnezeu? baranjează aranjează-te. Oameni buni, Biblia e simplă. Ce spune Dumnezeu? Ia o atitudine ca și cum ar fi zi de sărbătoare pentru tine. Cum ești bine? Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Nu trebuie să... Adică e o chestie de atitudine, Dumnezeu. Ăsta e postul plăcut mie, da? Mai mult de atât, care e postul la care, dragii mei, pentru că ăștia aveau probleme teologice legate de poruncile lui Dumnezeu, da? O, o altă chestie legată de, de post și și am ajuns de foarte multe ori, o chestie de performanță, domnule. Pentru foarte mulți oameni ideea de post, ideea de cât postești, frate. Nu te întreabă cum. Cât ai postit săptămâna asta? Să mai știu pe ce mai mult. Cât ai postit? Eu am postit 23, tu 27, frate. Și o chestie de performanță. Deci cât de reușește omul să postească? Păi nu toți oameni buni au același metabolism? Cu tot respectul. Nu o să chinuim pe un diabetic că trebuie să postească. Frate, cât ai postit? Păi nu, că trebuie să-mi iau insulina. Nu, frate, că domnul și menul la spital să-mi facem mungere cu un după aia. Oameni buni, înțelegeți că postul înaintea lui Dumnezeu, postul plăcului Dumnezeu nu e o chestie de performanță. Cât ai postit contează cum postești. Da? Nu e -o, o chestie, dragii mei, de, 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 de ceasuri, de zile. Bă, eu, eu o săptămână am postit. Eu două săptămâni anul ăsta. Ne batem în zile de post. Că asta, asta făceau ăștia. Nu sunt niciodată cu ani în urmă la noi în depresiunea Beușului, mă rog, s-a anunțat un eveniment mare de tot. O seară specială, rugăciune, nu mai știu ce era. S-a anunțat, nici ni nu-i scris numele. Va veni un frate, așa s-a scris pe nu era Facebook, era din pe puse, știți? Va veni un frate, așa a fost anunțul, va veni un frate care îi a 30 și nu știu câte a zi de post. Wow! Eu eram pocăit de jumătate de an, am zis, doamne, nici nu mă duc, mi-e de mine, ce să poste, 30, știi? Și au zis că trebuia să ajungă la 40 de zile, să în fiecare an ce că postește 40 de zile. Păi, oameni buni, m-am dus eu să-l văd pe ăla care -o... și s-o duc jumate din biserica mea, de acolo, din sat, să-l vadă pe ăla care a postit 40 de zile. Știți cum era săracul? Abia putea să răsfească pagina și Domnul Iisus. A fost dezastru evanghelizarea aia. Și cum au plecat oamenii de acolo? S-au dus la mâncare direct. că dacă ăsta e efectul, nu mulțumesc. Slavă lui Dumnezeu că l-am cunoscut pe fratele Verghela, care mi-a zis în m-am dus, la, -am spus la stăruință la ștei. Eram, să spun aici, la Red Bull și la biserică la stăruință și după aia trebuie Oameni buni, când postești, postește. Nu fă să te vadă ații, nu o performanță, cât. E o chestie de atitudine. Dar mai mult de atât. Știți ce am observat, dragii mei, că postul, dragii mei, a, a ajuns în zilele noastre și vreau să spun că o mare problemă. Foarte mulți oameni pune accentul, nu știu dacă observați. Am ajuns să-i convingem pe oameni că trebuie să postească pentru că e bine la sănătate. Am ascultat recent o predică despre post trei sferturi din predica aia, argumentele erau de natură biologică. Că omoară nu știu ce lule, că nu știu ce regenerează, că nimic de Dumnezeu. La final, a, și Domnul, oftim? Pe oameni bună. atunci înseamnă că ăștia cu intermittent fasting, da, ăștia ne bat. Păi ăștia cei mai mari postitori atunci. Despre ce e vorba? Performanță? Despre sănătatea mea, că adică eu trebuie să te motivez, să, să mă motivez pe mine că bă, trebuie să postești, că o să fii sănătos. Da, e un, e un beneficiu secundar, dar ascultă-mă, motivația mea principală, zice Dumnezeu, păi vreau să te apropii de mine, vreau să te apropii de mine, vreau să auzi vocea mea, vreau să stai în prezența mea, să-ți astup pulsiunile carnale, poftele și să ai poftă de Dumnezeu, să stai în prezența lui Dumnezeu. Despre asta e vorba. Și spune Dumnezeu, cum vreți să vă ascult eu pe voi? Dacă pentru voi postul e ciorovoială, ba voi postiți pentru ce? Să facă Dumnezeu de dreptate. Ei erau nelegiuiți, dar cereau dreptate, că nu știu care s-o băga la, la pământ și nu știu care l-o înșelat și atât apostesc că Dumnezeu să facă dreptate. Și Dumnezeu, poftim? Asta e postul plăcut mie? Nu mulțumesc. Eu nu primesc așa ceva. Oamenii pe care Dumnezeu nu-i ascultă au probleme în trăire, au probleme în teologie. Și nu vreau să mai dezvolt pentru că sunt și de ziua de sabat urmează, ziua șaptea, știți, Aia, din când în când predicăm și asta. Pentru că ăștia zice Dumnezeu în ziua Domnului să cu ziua omului. Urmați poftele voastre, Duminica, voi vreți să vă slăviți pe voi. În loc să zice să fie Dumnezeu desfătarea voastră, voi vă destrăbălați în poftele voastre. Asta facă și Duminica. Oamenii pe care Dumnezeu nu-i poate asculta, trei, știți de ce? Pentru că oamenii ăștia au probleme în ceea ce privește, vă rog să se poate e puțin cuvântul ăsta, tranziția, au o mare problemă de tranziție, că trebuie să sune toate cu T, știți că eu cu literația. Dar e o chestie importantă aici. Oamenii ăștia nu-i poate Dumnezeu asculta pentru că au o problemă de, în ceea ce privește tranziția de la ei spre El. La ce mă refer aici? Și vă rog să fiți atenți. Oamenii ăștia, dragii mei, totul în relația lor cu Dumnezeu, totul era vorba despre ei. Totul e despre ei. Doamne, vreau asta, Doamne, vreau să-mi dai asta, vreau să faci asta, vreau să lucrez așa, vreau să deschizi ușa acolo, vreau să fiu la facultatea aia, vreau mașina aia, Doamne, vreau așa. Și tot e vorba despre ce vrei tu. Și spune Dumnezeu, pe ce să aici? știșorul de aur? Să se plinesc dorințele tale? ce Dumnezeu? Spune Dumnezeu, tu nu înțelegi că e o problemă? Cum vrei să te ascult când, când totul e despre tine? Și Dumnezeu spune, știi ceva? Fă o tranziție de la tine la El. Și ce zice Dumnezeu? Iată postul plăcut cui? Mie. Mie. Vrei binecuvântare? Vrei schimbare? Vrei să umbli pe înălțimi? Vrei experiențe? Vrei liberare? Vrei liniște? Vrei pace? Trebuie să te gândești la ce îmi place mie, zice Dumnezeu. Mie. Trebuie să faci tranziția asta de la tine la El. Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, vor să fie serviți, nu să servească. Că asta e mare problemă acestor oameni. Vor să fie serviți, nu să servească. Vor să fie slujiți, nu să slujească. Și asta confundă în relația lor cu Dumnezeu. Zice Dumnezeu, vă rog să există un contrast între, zice Dumnezeu, postul plăcut mie și dacă vă uitați în versetul 13, gusturile tale. E o chestie de cui, cui place să-mi placă mie sau să-i placă lui Dumnezeu? Și Dumnezeu spune, fără tranziție, vrei să te ascult? Ascultă-mă, nu mai gândi relația spirituală, a intrat într-un legământ, nu uita cine sunt eu, spune Dumnezeu. Nu-i vorba de ce spui tu, e vorba de ce spun eu. Zice Dumnezeu, post, ascultă aici, postul e cum spun eu, nu cum vrei tu. E cum îmi place mie, nu cum îți place ție. Știu, nu sună bine în democrație, știu, nu sună bine într-o vreme ca asta în care fiecare vrea să facă ce-i place. Dumnezeu spune și ceva, postul plăcut mie, tu te raportezi la mine, nu la tine, la poruncile mele, nu la plăcerile tale. Dacă vrei rezultate, dacă vrei ca Dumnezeu să-l... mare problemă, dragii mei, sesizată de atâția teologii în vremea de, de astăzi și anticipată, credeți-mă, de mult. Marea problemă, dragii mei, a, a creștinismului de astăzi este că este un bibat de umanism omul în centru, umanismul. Am ajuns, ascultați-mă, în biserici și o să vedeți tăvălugul care vine dinspre vest. Am ajuns, uitați-vă ce se întâmplă în America, uitați-vă ce se întâmplă în Europa de vest și vine tăvălugul, că nu suntem noi izolați și ruți de restul lumii. Ascultați-mă, vine tăvălugul ăsta în care, ascultați-mă, în biserici, drepturile omului sunt mai importante decât drepturile lui Dumnezeu. Domne, vrem să fim recunoscuți. Noi ne iubim bărbat cu bărbat. Nu contează ce spune Dumnezeu. Reformulați! Scoateți din greacă, băgați cumva, combinați și ziceți ceva și gata. Nu-i mai mânia lui Dumnezeu pe să asta. Mai nu avem bă, bă, femei ordinate preot, avem, da mei, căsătorii, îți biserici în, în, Occident care, ascultați-mă, John Wesley să răstornă, să răsucește mormânt, Martin Luther se răsucește în mormânt. Când te gândești și-o făcut ăștia după el. Când spunea, la un moment dat, Jean-Jacques Rousseau, tot ce iese din mâna lui Dumnezeu e desăvârșit și totul degenerează când ajunge mâna oamenilor în special la unor oameni. Pentru că oamenii aceștia, ascultați-mă, în loc să-l pună pe Dumnezeu în centru, s-au pus pe ei ce ne place noi, și atunci numai că ne facem noi legile. Și Dumnezeu e cum vrem noi și cum spunem noi, nu cum spune cuvântul lui. Și atunci, ce răspuns să primim de la Dumnezeu? Cum să ne asculte oameni, bun Dumnezeu, când astfel avem astfel de probleme grave în trăirea noastră? Și ce spune cuvântul Lui Dumnezeu? Că spuneam că anticipa profetic umanismul ăsta. 2 Timotei, capitolul 4 cu 3. Nu se împlinesc oare profețiile acestea? Cuvântul ăsta profetic rostit de Pavel lui Timotei că își va veni vremea. Scutați-mă, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere ce? Învățătura sănătoasă, ci vor găti la urechile să audă ce lucruri? Plăcute cui? Lui Dumnezeu? Lor îmi place că mă simt bine acolo. Îmi place că ne simțim bine. Totul e pe simțuri. Evanghelia simțurilor. Și Jordan vor da învățători, ascultați-mă după poftele lor. Până acolo, zice Biblia, în versetul 4, că o să vină și cu povești dacă trebuie nicio problemă. Există toată gama. Nu mă să mergi. Dacă când ești cu cancer în fază 4, terminal și vei ca Dumnezeu să te asculte. Dacă când copiii ți-au luat o raznă, dacă când ești distrus și terminat și strici, vezi cu adevărat cine e Dumnezeu și cam pe unde ești tu. Ultimul lucru și vreau să mă apropiu de încheiere pentru că vreau să ne apropiem și de trupul și sângele Domnului. Oamenii pe care Dumnezeu nu-i ascultă, nu-i poate asculta, știți de ce? Au o problemă în trăirea lor, sunt foarte ipocriți. Uh, ei caută tot ziua pe Domnul la telefon și în Biblie și nu știu pe unde, dar trăiesc în elegire. Oamenii ăștia mai apoi au o problemă teologică. Au făcut din post ce vor ei din ziua Domnului, cum vor ei. Uh, revoltați împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i drept, Dumnezeu nu-i corect. De ce? Nu mai postez, că Dumnezeu nu ascultă. Mai apoi, uitați-vă, oamenii ăștia nu fac tranziția de la ei spre Dumnezeu. Nu-l pun pe Dumnezeu în centru să pun pe ei. Dumnezeu-i postul, e plăcut cui? Mie trebuie să-mi placă, nu ție indiferent că nu-ți place. Dar mai e o problemă. Oamenii ăștia au probleme și Dumnezeu nu-i ascultă. Știți de ce? Pentru că au probleme în ceea ce privește transpunerea cerințelor Lui. Transpunerea, dacă vreți, implementarea cerințelor Lui Dumnezeu. Există oameni care înțeleg, ok, bă, trebuie să, trebuie să mă pocăiesc. Trăirea mea e o problemă, nu mai pot să fac aia, să mă pocăiesc. Trebuie să-mi rectific teologia, trebuie să-mi corectez teologia. Da, uite, da, am drept. Și soții care vin și spun... Frate, n-am făcut bine, trebuie să... -mi... Da, ok. După aia zice Dumnezeu, ok, fă tranziția de la mine, de la tine spre mine. Doamne, ok, vreau de acum orice gând să fac gruba ascultării de Hristos. Bun. Și știu toate astea. Și știu că trebuie să se pocăiască. Și știu că trebuie să se corecteze. Și știu că nu mai trebuie să postească cum a făcut-o până acum. Și știu că duminica trebuie să nu mai stea cum o sta până acum și să facă ce o făcut până acum. Dacă vine vorba de a pune în practică, Sfânta amânare. Sfânta amânare. Dacă veți citi cartea profetului Isaia, și ce interesant, spune versetul întâi, strigă în gura mare. Și care e problema? Capitolul 59 zice, nu mâna Domnului prea, că Dumnezeu te-ar asculta. Azi poate. Auziți? Nici urechea lui prea tare, ce să facă? Dumnezeu aude. Și dacă șoptești, nu trebuie să strici. Problema este că nelegerile nu schimb nimic. Ți-a vorbi Dumnezeu de atâtea ori, nu mai te du acolo, nu mai faia și tu ne-ai oprit. Și spune Dumnezeu, câte vreme tu nu transpui în vrața ta ceea ce, ce ți-am cerut, nu o să fie nimic. Dumnezeu le spune, fiți atenți ce aveți de făcut. Fiți atenți ce aveți de făcut. Dumnezeu le spune, ascultați, versetul 6. Iată, post, ce să faci? Dezleagă lanțul răutății, deznoadă legăturile robiei, de drumul celor apăsași a surpriz, rupe orice fel de jug, împarte spunea cu cel flământ, adun casa ta pe cine înrocit fără de adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă și nu întoarce spatele semenului tău. Mai mult, versetul 9 atunci tu vei chema, zice eu, Domnul, că vin făgăduințele. Ce se întâmplă? Dacă faci ce spun, zice Dumnezeu, ce se întâmplă? Dacă pui în practică, dacă transpui ce ți-am cerut, și Dumnezeu, ascultă aici. Dacă tu deplinești cerințele, vin consecințele. Știți care sunt consecințele ascultării de Dumnezeu? Zice Dumnezeu, ascultă aici. Atunci tu vei, versetul nouă, atunci tu vei chema și Domnul ce va face? Va auzi, va răspunde. Dumnezeu schimbă paradigma și spune Dumnezeu, acum te ascult, îți aici, spune. Când, când, când îți corectezi viața, când îți revizuiești viața, când înțelegi că trebuie teologic... De, 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 la nivel de trăirea ta, la nivel de, de, de lucruri pe care trebuie să le scoți din viața ta și când faci lucrul acest Dumnezeu, zice Dumnezeu, ascultă aici, atunci tu vei striga și eu voi răspunde și voi zice Dumnezeu, iată-mă! Nu trebuie, să mergi, nu trebuie să mergi până în Craiova pentru un proroc să-l ascuzi. Nu trebuie să mergi până, nu știu, în Bucovina sau nu știu până unde. Zice Dumnezeu, aici, Sior! După cine cauți? să aici! Îs aici, în camera ta, în odăița ta, unde te-ai plecat și plângi și strici, pentru că ai făcut să aici, spune Dumnezeu, iată-mă! Și vei experimenta prezența lui Dumnezeu și îl vei auzi pe Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, fii atent ce urmează. Dacă vei face lucrul acesta, zice, Domnul te va călăuzi, vesetul 11, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul, chiar în locuri fără apă. Ascultă-mă, unde alții o să moară de foame, tu o să fii binecuvântat. Unde toată lumea o să spună că e criză, la tine nu o să fie. Pentru că Dumnezeu spune, eu sunt credincios promisiunilor mele. Unde alții o să se plângă și o să spună că e vai și amar, tu o să spui, Doamne, lăuda să fie numele tău. Am întâlnit oameni credincioși care, ascultați-mă, când a fost marea criză, recesiunea economică din 2009, Și ce au zis? Nu știu cum să spun, fratele, dar pentru mine în criză o fost cel mai bine. Toată lumea s-a plâns, au căzut bursele, tot a fost zis. Din... Zice, slavă lui Dumnezeu, nu știu cum să-ți explic, dar Domnul e bun. Pentru că l-au luat în serios pe Dumnezeu oamenii ăștia. Mare problemă dacă veți citi istoria acestui profet Isaia este că oamenii n-au ascultat. Dumnezeu le-a spus ce au de făcut. Nu au mai avut nicio îndoială. Oare ce-o fi? O știu clar ce au de făcut. Problema este că n-au făcut. Este în Ian Iacov. Știu că am mai folosit imaginea asta, dar mi se pare sugestivă. Iacov, capitolul 1, versetul 22, 1 cu 22, asta e ultima referință biblică, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce fiți ce? fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ce. Că s a zis, strigă, au zis Dumnezeu. Și s a zis, așa vorbește Domnul. Și au auzit voia lui Dumnezeu. Zice, dar Dumnezeu zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ce. Ascultător și înșelându-vă singur. Pentru că spune mai departe versetul 23. Dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu și dacă nu îl împlinește cu fapta, zice, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglinda. Și după ce s-a privit, pleacă și uită dată cum era. Iacov, spune o chestie pe care noi o știm. Te duci dimineața în fața oglinzii, corect? Și dumneavoastră știți cum ai câte părul câteodată dimineața. Ai avut o noapte, te-o frământa gândurile. Și, -și... rainbow. Și crească nu mai știi cum să-ți aranjezi părul. Și spune, ce spune Iacov? Ești tot mototolic, s-a dus rimelul, s o dus fardul, tot e, mă rog. Și zice Iacov, care om normal, întreg la minte, logic, când se duce în fața oglinzii și vede că e ceva de rectificat, nu schimbă, nu se aranjează. Cine iese pe drum așa cum se trezește? Zic că, bă, e o chestie de și ce spune Dumnezeu? La fel e cu... Că Dumnezeu ne vorbește simplu în analogii să înțelegem. Că dacă Dumnezeu spune, mă, uite-te, asta e oglinda mea, cu... uite-te aici, asta fă, asta fă, și dacă tu nu faci, de -aia Dumnezeu nu poate asculta. Că știm și nu facem, nu transpunem. Am, știu că am mai spus în biserică, dar nu, nu, strică. Pentru că atunci, spunea Andrei Pleșu, când ceva te marchează, ai tendința să te povestești lucrul ăla. În urmă cu ceva timp, țin minte că era seara de Revelion. Seara de Revelion e când e masa aia cea mai... Cea mai... să folosesc terminologia românească, masă de masă. Adică e plină toată, cade de pe ea, beoful tot, vă fac poftă că mergeți la masă. Seara e de revelion când ești cu prietenii, ești cu apropiații, cu abia aștept să te duci acasă, să vină cu tare de la nu știu unde ăla, să vină toți noi, noi cu ei noștri să fim. Sunt pe un prieten. Și zic, salut, ce faci? Vă zice, bine, pe acasă. Nu știu ce am avut așa pe inimă să-l sun și să mă duc până la el. O zic, vreau să vin pe la tine. Zice, bă, te rog, acum nu veni, că am și o invitație, nu știu ce. Mai că mă zic, bă, nu veni. Eu-s dorel. Atât s-a putut câteodată. Și pentru că ești pastor, mai și însești. Mă zic, nu știu, trebuie să vin până la tine. Zic, mă, vreau să, Dar nu știu ce vreau să-l întreb. Și eu nu puteam să stau până la doua zi. Dar nu era ceva. N-am știut, n-am înțeles inițial de ce. Dumnezeu însă, de fapt, a vrut să dea o lecție. Repet, era seara de revelion după ce am plecat de la biserică. Și mă duc la prietenul ăsta acasă, ba la ușă, s-o că m a văzut. S-a uitat la mine, mă, zic, pot să intru? Și am auzit voci în casă. zic, ești cu cineva? spune că nu, nu vreau să te aranjez. Bă, zic, nu mă zici. Nu, intră, dacă ai venit. Și am intrat în casă. Masă întinsă, șoc teribil. Ascultați. Vreo 4, 5, poate 6 oameni ai străzi. Homeless. La masă. În noapte de revelion. Vă dugnea acolo în salon. Erosea. Cea mai bună mâncare. Și am zis, hai cum coci? Ce -i? Dorel. Împarte-ți cu cel flământ, primește în casă ta pe orfan, pă, sărac, deschide ușa. Aveam poftă de păstrăvă în seara, știți că e să mâncă pește de anul nou. s tăiat maioneza. mie mi-a fost rușine. Și am înțeles pe mașină, mă ducându-mă spre casă, la masa, am beljugată, știți? -a zis Dumnezeu despre asta. -i. Are sus povești frumoase. Păștii ascultă Dumnezeu. Și vă mai spun doar atât. E un om binecuvântat din toate punctele de vedere. Că păștii ascultă Dumnezeu că Dumnezeu ce spune, face. Hai să-i picioare. Aș vrea să intrăm în rugăciune și aș vrea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne cercetăm înaintea Domnului. Stăm la masa Domnului și știi, aș vrea ca Dumnezeu să ne primească. Să ne rugăm Domnului să ne ajute să învățăm ceva, să ne pocăim dacă trebuie. Trăirea, poate trebuie să ne corectăm teologic anumite perspective. Poate că suntem atât de plini de noi încât El nu mai încape noi. E umanismul ăsta care domine și spui, Doamne, nu mai vreau să trăiesc eu ce vreau ca Hristos să trăiască în mine. Vreau să mor, spune Pavel, am murit și trăiesc, nu mai trăiesc eu ce Hristos trăiește în mine. Aș vrea să trăiești tu în mine, aș vrea să-mi conduci tu viața, vreau să-mi conduci tu prioritățile. Doamne, vreau să dezleg lanțurile răutății, vreau să deschid ușa casei mele, Doamne, vreau să vreau să strig și vreau ca tu să mă auzi. Și spune, Dumnezeu, Dumnezeu zice, voi strigați aici, vă voi, dar știți strigătul vostru e pe pământ. Dar ce Dumnezeu, atunci strigătul tău se va auzi în sus. Îl va auzi Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm asta și aș vrea să stăm înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, de atâte ori mi-ai vorbit în biserică, mi-ai spus și profetic, și teologic, mi-ai spus, Doamne, prin cântare, prin poezie, prin predici, prin studii, prin conferințe, mi-ai spus că trebuie să schimb ceva și n-am putut să schimb, parcă am tot amânat, Doamne, am înțeles că trebuie să pun în aplicare, că până câte vreme nu o să aplic, nu o să culeg roadele ascultării de tine. Doamne, vreau să mă pocăiesc astăzi și, Doamne, recunosc, Doamne, că am problemele acestea, am în zona asta, dar mă pocăiesc, Doamne, unui... și vreau să încep cer dându ți putere să pot să stau la masa ta, pentru că vreau să prim puterea asta, pentru că vreau să mă întăresc spiritual și pentru că vreau, Doamne Dumnezeu, să mă pot închina în numele tău cel sfânt. Te rog, Doamne Dumnezeu, le ascultă rugăciunea mea. Aș vrea să ne rugăm să intrăm în rugăciunea asta înaintea lui Dumnezeu, să ne cercetăm fiecare. Invi frații slujitori să ne rugăm și pentru elementele cinei Domnului și mai apoi, uh, și mai apoi le vom împărți. Haideți să, haide să, ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu în această dimineață.